Da! Sunt pe ultima 100 de metri. Nici nu te-ai schimbat nici. Păi nu am timp că trebuie să salut pe toată lumea. Acum o să mă schimb în 10 minute, că vin foarte mulți invitați și toți vor să ia contact cu mine. Povestește-mi un pic. Cine s-a ocupat de organizare? De ce flori păi albe? Ha. De ce trandafiri? Aici acasă, Brigitte nu a știut. E o surpriză din partea mea pentru Brigitte. O melodie pentru Florin Pastramo, pentru Cinerică! Și toată lumea prezentă la cea mai frumoasă zi în viața lui! Prietenii mei, vecinii mei și ca la noi țigani. De șampanie foarte bun. Nu-l vedeți pe Florin. Bine, fericit. E Brigitte, vă place? Da. Ia, prezintă-ne ei cine sunt. Familia Pastramo, verii mei. Ca să dăm piatră tot ce-ți dorește. Și mulți copii. Oameni, fericiți lângă vorul nostru să fim aici lângă el. Se place de Brigitte? Da. De ce? E bună. Frumoasă să... Că se iubesc. Damiana, verișoara mea. Verișoarele, nepoatele mele, te rog frumos. Ce ai dorit? Doi noi ce dorim. Fericire. Cum o să fie petrecerea asta, Florin? După cum se vede, am început cu dreptul, da? Cu voia lui Dumnezeu să fie tot ok. Să facem ca lui Brigitte. Brigitte, nu voia cu lăutar, nu voia cu... Eu sunt Florin Pastramo, ea e Brigitte, da? Nu m-am îmbrăcat, m-am schimbat până a venit ea să mă facă frumos. Să vezi schimbarea acum. Asta e singurul moment pe ziua de azi în care stai și tu liniștit. Da, mulțumesc lui Bunul Dumnezeu. Aici unde sunt acum pe scaunul ăsta era locul lui tata. De asta am vrut să mă îmbrac la mama în locul lui. Uite aici sunt... amintirile lui mama, asta e casa lui mama și aici era locul lui. După ce a murit taică, mama mi-a spus, acum a preit tu locul. Da, emoții, cum crezi că? Emoții, foarte multă agitație, a venit foarte multă lume, mă așteptam să vină, că sunt foarte iubit. Brigitte nu știe ce am făcut acasă, va fi o surpriză plăcută pentru Brigitte. Crezi că plăcută? Vreau să le dovedesc tuturor că Florin Pastramă nu e ăla care îl comandă Brigitte. Noi totul luăm, amândoi... sunt de comun acord și luăm decizia. Asta a fost decizia mea, 100%, în care am vrut să duc numele mai departe tatălui meu, Aurică Pastramă. Sunt foarte fericit alături de Brigitte, nu mai vreau altă viață, vreau viața nouă, nu mai vreau viața care am avut în trecut cu discoteci, cu gagici, cu băutură, nu. Acum m-am botezat, sunt penticostal, nu beau, după cum se vede. Am făcut-o pentru mama mea, am făcut nunta să... A vrut nuntă lumească, cununia va fi în stil penticostal, așa cum sunt eu cu Brigitte. Mai e foarte puțin timp și ești în întârziere, să știi. Da, sunt în foarte mare întârziere. Mă rog la Bunul Dumnezeu și la Domnul Iisus să-mi dea putere și să ne încadrăm în timp. Câte ținute ai, Florin? Va fi surpriză. Dar văd că ți-ai pus și inițialele pe cămașă. Da, e special făcut pentru mine, că sunt... Am un corp foarte bine lucrat și trebuie doar să le fac o comandă și cămășile și costumul.